Salutare prietenași și salutare și bine v-am regăsit. Eu sunt Cristi Cagula și astăzi demarăm primul clip cu Eurotrack într-o serie pe care vreau să o fac cât mai lungă aici. Ce conține această serie? Ei bine, clipuri cu Eurotrack cât mai multe și cu tot ce trebuie despre Eurotrack. Demarez acest episod cu un profil nou, un profil pe care l-am făcut în momentul de față, un profil creat de la zero, iar ca și garaj am ales, bineînțeles, România și mi-a luat un garaj la Craiova. Hai să intrăm direct în pâine și să-i dăm aici să sune. Va trebui să facem câteva curse rapide, pentru că nu avem un camion. O să iau o cursă și după vă povestesc mai departe. Deci o să luăm prima cursă, că este mai bănoasă, 5.000 de euro. Aș fi vrut să iau Manu, dar hai să luăm cu Scania. Acceptăm cursa. Ok, hai să ne facem întâi custom-ul aici pentru avea și noi lumini de drum, pentru a nu ne lua amenzi. Trebuie să fim atenți pentru că o să joc cu contravenții. Atenție, ceea ce eu nu jucam până acum. Așa, ne facem un pic de custom aici pentru cabină și cred că putem să-i dăm să sune. Pe drum o să vă povestesc mai multe despre această serie pe care vreau să o fac cu Eurotrack. E bine, dacă doriți și sunteți pasionați de Eurotrack, eu am ținut cont de spusele voastre. Și după cum m-ați întrebat foarte mulți, bă, tu nu mai faci nicio serie cu Eurotrack, nu mai joci Eurotrack. E bine, uite, hai să facem o serie împreună aici. Și vom face un challenge, atât pentru voi cât și pentru mine. Profilul acesta va fi și va funcționa aici pe Eurotrack atât timp cât vom avea din partea dumneavoastră a celor care ne priviți like-uri și comenturi acolo pe clipul respectiv, atât va funcționa profilul. Deci dacă avem tot ce trebuie, profilul va merge mai departe. Vom evolua împreună, vom ajunge să adunăm bani și să facem level ca să ne luăm primul camion. Iar primul camion o să fie votat de voi, tot acolo în secțiunea de comenturi. Ce camion vreți să-l cumpărăm, ce marcă de camion, cum vreți să arate camionul respectiv și așa mai departe. Tot așa pentru episodul de astăzi va fi un episod introductiv, un episod în care mai mult povestim despre proiectul ăsta al nostru, de ce am ales să fac acest proiect și cât o să-l facem. Cât de des o să postez, o să vă spun mai multe lucruri pe durata cursei pe care o facem. Avem câți kilometri? 242 de kilometri, deci nu avem așa mulți. Cred că o să fac doar o cursă, nu cred că o să vă obosez din prima cu două curse. Sau chiar am putea să facem și două curse, să vedem. Deci ca și răspuns la întrebările voastre, dacă mai joc Eurotrack sau dacă mai postez ceva cu Eurotrack, am ales să fac seria asta de Eurotrack, care o voi face doar în serie de episoade, nu o să fac live. Dar episoadele astea vor fi la fel, după cum v-am spus de la început, voi decideți cât de des vor apărea episoadele și cât de rar vor apărea. Deci în funcție de vizualizările pe care le avem, în funcție de like-urile pe care le lăsați și de comentariile voastre, o să ducem această serie mai departe și o să postăm atât de des după cât vreți voi. Nu o să joc cu moduri decât la cerința voastră, deci dacă voi vreți să implementăm și ceva moduri după ce ne vom lua un camion, o să o facem. Dacă nu, o să jucăm în felul ăsta cât mai clasic, cât mai sec. De altfel, accept și provocări din partea voastră, dar cred că partea cu provocările cred că va fi mai încolo un pic, după ce o să ne luăm primul camion și după ce o să putem să facem custom și totodată să deținem propriul camion. Pentru că aici, în felul cum suntem acum ca și șofer pe camion ce nu ne aparține, nu prea putem să facem challenge-uri și nu prea putem să facem diferite provocări. Dar va fi și secțiunea de provocări. Dacă acest material va merge și dacă vă place conținutul pe care o să-l fac aici în Eurotrack, probabil că o să-l transformăm și în ceva productiv pentru voi, în sensul că vom oferi și ceva giveaway-uri, atât pentru Eurotrack cât și extra. Asta înseamnă că puteți să câștigați ceva jocuri sau ceva DLC-uri, urmărind seria Eurotrack pe care o să o fac aici. Totodată, dacă aveți nevoie de ceva tutoriale, ceva informații pe care nu le știți despre Eurotrack, nu ezitați să le lăsați în comentariile voastre, iar eu de fiecare dată când o să fac al doilea episod, al treilea și al patrulea și așa mai departe,
Eu o să vin cu răspunsuri la întrebările voastre. Fie că sunt întrebări de, nu știu, de setup, de orice întrebare, eu o să vă aduc răspuns la ea. Atenție, în orice întrebare, până la urmă. Întrebările proaste, nu o să răspund la ele, categoric. Avem un semafor aici și încercăm și noi încet așa să ieșim de pe Craiova. Să o luăm înspre București, ieșim de aici din aglomerația Craiovei. Apropo de chestia asta, dacă este cineva din Craiova care urmărește acest clip, te rog să lași acolo în descriere, pentru că am luat garaj și am început din orașul tău, din Craiova. Și ia că TN că am ieșit afară din Craiova. O să încerc să păstrez și limita de viteze. Începem așa episodul ăsta. Dacă vreți alte nebunii pe parcurs, îmi spuneți și o le facem cu mare drag. Însă acum am început profilul nou, am zis că să mergem așa regulamentar, să facem un clip cum se cade, cum se cere. O să merg în limita de 50-80 avem aici, așa că pot să urc și eu viteza până la 80. Ca și marfă după noi, după cum vedeți acolo în spate, avem niște tractoare. Și tractoarele astea sunt destul de greuțe. Iarăși ne ducem în 50 pentru că localitate. N-o să alimentez, n-o să fac niciun plin pentru că camionul are tot ce trebuie pentru prima cursă. Pe noi ne interesează să facem cât mai mulți bani și în același timp să facem și partea de level ca să putem să ne luăm primul camion al nostru. Dar până la primul camion va fi drum lung, va fi episoade lungi până acolo. Mai avem de mâncat, suntem doar la level 0. Încercăm să facem primul nivel astăzi. Dacă vă întrebați când am filmat clipul, se poate vedea în spatele meu de ce seară. Filmez clipul ăsta la ora 20:35. Și aici putem iarăși să urcăm până la 80 pentru că am ieșit și din localitate. De altfel nu ezitați, dragi prieteni, dacă vă place seria cu Eurotrack și vreți să facem mai multe serii despre joculețul respectiv. Eu aș avea încă un fel de a juca Eurotrack-ul pe multiplayer, pe Tracker MP. Să facem diferite challenge-uri acolo sau diferite nebunii. Uite, să ne ducem, de exemplu, pe Calais Duisburg, unde e, să zicem așa, șoseaua morții, șoseaua nebună, unde se întâmplă tot felul de accidente, tot felul de crash-uri nebunii și banuri pe bandă rulantă. Am putea să facem și câteva episoade în zona respectivă, să mergem acolo, să filmăm direct pe viu ce se întâmplă. Sau, dacă nu, vom putea să facem alte challenge-uri pe care, dacă voi le aveți și vreți să le punem aici în aplicare, cu mare drag. Cam mare, 5 km peste limită, cred că merge. Cred că merge până în 10 km peste limita cât o arată în indicatorul din GPS-ul nostru. Cred că 10 km peste poți să te duci, dar nu mai mult de 10 km, pentru că după 10, ce trece peste 10 km, cred că va fi sancționabil. Încerc să nu-mi iau amendă din prima și să fac cursa asta cât mai curat. Încerc. Acum nu știu dacă îmi și iese. Pentru cei care vă întrebați, de exemplu, ce volan folosesc, să știți că folosesc un Logitech, un G29. Nu joc cu schimbător, deci am optat acolo ca și setare pentru secvențială. În felul ăsta doar volanul folosesc și pedale. Iar 50 de kilometri aici, ca și camion, dacă vă întrebați ce conduc, e un Scania. Un Scania destul de vechi și destul de micuț pe motorizare. Dar care, na, ce să facem? N-avem de ales până ne facem primul nostru camion. Și uite că am ieșit și din Slatina. Continuăm să ne îndreptăm spre Pitești și apoi destinația finală București. Mergem la capitală.
Aici putem să urcăm și noi viteza până la 80. Deja am ieșit afară din localitate. Putem să mergem la un 80 și ceva acolo. Am activă și simularea de oboseală, deci în momentul când ne va lua somnul, va trebui să băgăm și noi cordul în pernă, să ne tragem undeva pe dreapta într-o parcare și să dormim. Dar până atunci mai avem, așa că deja ne apropiem de Pitești. Și aici va trebui să intrăm din nou în limită de 50, mai mult ca sigur. Exact. Al doilea oraș din Baltic care îl vizităm. Primul care a fost Craiova, unde ne-am luat garajul, ăsta este al doilea. Pitești. Cred că o să fie interesant când o să începem să ne luăm primele garaje pe România. Să luăm mai multe decât unul singur, dar până atunci mai avem de adunat la bani și cred că va fi o idee bună să extindem garajul de la Craiova, să-l mărim, dacă avem nevoie și de alte camioane. Momentan, până nu avem camion, nu ne mai trebuie niciun garaj. Ei, ne-a prins din nou aici roșu, semafoare, și iar semafoare. Uităm un pic și noi prin cabină ce avem pe aici. Băi, destul de simplu camionașul. Simplu. Tahograful acolo forțisimo. Opa, garda după noi aici. Atenție la poliție pentru că ne ustură la buzunar. Și aici va trebui să ținem banda din dreapta pentru că noi vom ieși înspre București. Nu o să urcăm sus. Dacă aveți întrebări de la capitolul hartă, ce hartă este, joc pe harta standard, am toate DLC-urile, de-abia apuc să dea drumul și la DLC-ul cu Grecia. Nu știu sigur dacă se va lansa în curând, dacă se va lansa anul ăsta sau nu. Spuneau cei de la SCS că lucrează încă la proiectul la DLC, așa că nu știu exact să vă spun dacă va fi, oricum când va ieși DLC-ul. O să-l achiziționăm și o să-l jucăm aici, asta dacă vom ajunge cu clipurile cu Eurotrack atât de sus încât să mai facem să continuăm seria asta cu Eurotrack. Și în sfârșit, iată-ne și pe noi pe autostradă, deci aici vom putea să mergem cu 100 de km la oră. Nu știu dacă o să prind al nostru Scania 100, pentru că e limitat la 90, categoric mai mult de 90 nu urcă, dar putem să mergem și noi cu viteza maximă și în felul ăsta să facem mai rapid kilometri. Mai avem undeva la 98 de km de parcurs până la destinația finală. Dacă și voi sunteți jucători de Eurotrack, vă aș aprecia dacă mi-ați lăsa în coment marca de camion pe care vă place să vă jucați, ce camion preferi, ce motorizare pe el și așa mai departe. Și totodată nu uitați că atunci când vom avea banii și levelul necesar pentru a cumpăra camion, voi veți decide camionul. Putem să optăm pentru un camion foarte bun, cu o marcă foarte cunoscută sau de ce nu, puteți să-mi dați chiar troll. Și să votați un camion care nu prea e jucat, nu știu, un Renault, un Iveco, de ce nu? Eu o să iau camionul pe care vă să-l decideți.
Am avariat remorca aici, un 1% la remorcă. Am dat în balostrada de la... Am agățat acolo când am ieșit de pe... Se iau curba în giratoriu. Am luat-o prea în scurt și am agățat remorca. Un 1% damage. Ne-a chelit un pic din preț. Nu mult tare, se poate retușa cu un pic de vopsea și e la loc. Iată-ne, dragi prieteni, că suntem aproape la final de cursă, 30 de kilometri până la destinație. Deja suntem aproape la periferia Bucureștiului. Ne pregătim să intrăm în aglomerația din București și în felul ăsta să încasăm primii bani pe cursă pe care ne pregătim să o terminăm aici. Am avut un 1% acolo în o avarie în remorcă. Dar asta nu înseamnă că e atât de grav încât să ne taxeze atât de mult la partea financiară. Da, și în momentul ăsta am intrat teoretic în București. Avem al treilea oraș descoperit în Baltic. Și aici mare atenție la viteză, pentru că așa ușor sărim de 80. Ne-am întâlnit și cu trenul de Craiova, București-Craiova. Cred că nu o să intru în zona aglomerată, o să avem undeva descărcare aici pe zona periferică. Și asta e bine pentru că nu ne mai bagă prin semafoare, giratorii și alte nebunii. O să avem viața mai ușoară un pic. Băgați-mă un pic piciorul aici în accelerație și după aia am văzut că deja 50, pod și așa mai departe. Ok, 80 aici, sfârșitul tuturor restricțiilor am avut acolo, indicator. Și aici, undeva în stânga, ar trebui să intrăm și noi. Da, aici e descărcarea noastră, firma pe care noi o căutam. Cred că avem descărcare după, da, după clădire. Așadar, dragi prieteni, să nu uitați, dacă vă place seria asta cu Eurotrack și vreți să o continuăm în felul ăsta, sau aveți voi diferite challenge-uri pe care vreți să mi le puneți pentru a le face aici, eu o să le onorez cu mare drag și în același fel vom putea, repet, să ducem acest profil de Eurotrack mai departe. Profilul, nu uitați, depinde de voi, deci de numărul de vizualizări, de numărul de comenturi. Din ce suntem mai mulți, cu siguranță vom avea mai multe serii, mai multe episoade și așa mai departe. Aici cred că m-am băgat un pic ciudat. Remorca asta e un pic ciudățică. Aș vrea să parchez manual, adică să nu dau enter, pentru că îmi iau mai mult
la level, mai multă experiență. Chiar dacă remorca e un pic ciudată, încercăm să parcăm. Ok. Aici va trebui să ne întoarcem. Foarte ciudate remorcile astea cu axă pe față, o axă viratoare. Și dacă vă uitați acolo, și axele din spatele remorcii virează. Asta ne ajută un pic, dar ne și scoate din unghi de multe ori. Ia să ne îndreptăm acum. Și după ce ne îndreptăm din nou drept, drept la rampă. De fapt, nu chiar drept, că va trebui să reducem un pic din unghiul remorcii. Op. Și mai facem o manevră. Ne descurcăm noi până la urmă, nu? Și asta e, am ajuns și noi la destinație. Hai să vedem cât ne penalizează. Ne dă ceva pentru 1% avarie. Acu-i momentul adevărului. Băi, nu, n-am avut cică nicio avarie. 1% ăla cică a fost așa doar o hârjoneală un pic în trafic cu parapetul. Hai să punem și primul punctuleț aici. Conducere economică. Punctualitate livrare. Marfă fragilă. Bonusuri de, bunuri de valoare. Distanțe mari. Cred că asta ne ajută pentru că va fi nevoie de distanțe mai mari pentru bani mai mulți, categoric. Și așadar, dragi prieteni, cam ăsta a fost primul episod din seria cu Eurotrack. Dacă v-a plăcut episodul și dacă vreți să mergem mai departe cu această serie, nu uitați să lăsați un like și să vă lăsați și voi acolo un coment dacă doriți să vedeți seria asta mai des sau mai rar. Eu o să fiu aici de fiecare dată și o să postez pentru voi cu mare drag Eurotrack. Eu am fost Cristi Cagula, până data viitoare, vă salut, pa, pa!